trecut pe roșu și a lovit două mașini, a fost reținut pentru 24 de ore. Vă reamintesc, bărbatul a fost prins în această dimineață la 11 ore de când fugise de poliție. Acum 2 ani, același individ a fost iertat de procurori, deși a fost prins cu droguri asupra lui. Dosarul a fost clasat. Ionel Bratu, șeful serviciului accidente rutiere. În jurul orei 7 a fost prins de polițiștii din cadrul Poliției Capitalei, secția 19 Poliție, și la sediul secției a fost testat cu aparatul alcool test și aparatul drug test, rezultatul fiind respectiv negativ pentru ambele situații. S-a plecat în urmărirea lui imediat. Numai că viteza de deplasare a lui fiind foarte mare, nu a fost prins imediat. Mașina a fost identificată la foarte scurt timp în zona Timpuri Noi. Să spunem că au fost mici. Pe undeva poate nu s-au îndeplinit toate acestea. Nu mai vreau să discut. Deci ați auzit, da? Marele șofer care s-a pișat pe un echipaj de poliție și unul de jandarmi, făcând ce a vrut el, lovind două mașini, mergând ca maniacul printre alte chestii, este, atenție mare, un băiat care a mai fost prins cu trafic de droguri, cu droguri la el, da? Și a fost iertat cu dosar clasat. Iar acum n-a fost prins pentru că viteza lui de deplasare era mare, iar a poliției era mică. Adică e nevoie de BMW-urile alea, domnule, e mare nevoie de BMW-uri, uitați cum ne scapă infractori. Bă, eu am mai văzut colaborări între băieți de ăștia, hackeri de tot, și polițiști, și procurori, și când se face câte o dudă ca să iasă treaba bine. Prima care s-a întâmplat, că asta e ghinionul, eu eram în presă și atunci, în anii 90, a apărut un curent așa de demilitarizare a poliției, știi? Poliția să fie civilă, nu înarmată, nu militarizată. Și brusc a fost ucis un polițist la Timiș, Timișoara, Sasha Disic îl chema, care a creat o emoție extrem de puternică. Știrea a fost prezentată cu toate detaliile emoționante posibile și emoția, opinia publică a sărit în sus, plină de indignare. Cum să demilitarizăm, domnule, poliția? Nu se poate așa ceva. Eu văd un parcurs similar în povestea BMW-urilor, dacă e să mă întreb pe mine. Poate că nu e așa, poate că ăla chiar e un băiat care fuge de poliție, deși nu era nici drogat, nici băut, atenție mare. S-a comportat irațional pentru că așa a vrut el. Și pe urmă când l-au prins curat, ca în lacrimă, niciun delict, nimic, dar na, acum trebuie reținut că a dat prost la televizor și poate că polițiștii nu și-au făcut bine, tocmai bine treaba. No shit! Deci, doi polițiști l-au rugat, au țipat la el, adică, bă, apoi m-au venit jandarmi, în pas de poeți, ai văzut pe aia patru cum a venit așa, încet, unul a dus cu podul palmei să-i spargă geam. Acum, dacă nu e, cum zic eu, o manevră de PR ca să se reliefeze încă o dată nevoia acută de BMW-uri la poliție, înseamnă că cei oameni care au acționat la evenimentul ăsta ori nu sunt instruiți absolut deloc, deloc, adică deloc, ei nu au făcut niciun fel de pregătire tactică, da, profesională, cum acționezi când nu vrea să coboare, cum acționezi când continuă să se miște, cum acționezi când vrei să-i spargi geamul, cum acționezi, nu. Fie nu sunt dotați nici cu o de aia de 30 de lei de la benzinărie, o bujie veche cu care să spargeam. Și vă las pe voi să concluzionați ce credeți că s-a întâmplat acolo. Adică avem trei variante. Varianta 1, polițiștii și-au făcut datoria și jandarmii, dar n-au avut cu ce. Varianta 2, polițiștii și jandarmii nu și-au făcut datoria pentru că ei nu prea știu cum se procedează în situații de astea. Angajați copiile, nepregătiți profesional, cine știe ce. Și varianta 3, e un șmen de imagine ca să se mai vadă încă o dată ce viteză de deplasare mare au infractorii și ce viteză mică de deplasare au polițiștii din cauza că n-au niște BMW-uri de alea mișto, pentru un cai de sarcini mișto, de la un băiat foarte mișto care e prieten cu cel mai mișto președinte din lume. Vă las să speculați în voie. Ce vreți voi? Sunt chiar curios cum vi se pare povestea. Haide, pa! Să nu uit. Nu pot decât să-l salut pe băiatul ăla, pe ăsta de la volanul Merțului, nu pentru că aș aproba comportamentul lui, dar sincer ne-a arătat tuturor în ce pericol suntem în fiecare zi. Adică
Mâine un tip poate lua o fată de pe stradă în prezența unui polițist, da? Sau poate împușca pe cineva în prezența unui polițist. Și pe urmă se urcă în mașină și pleacă și scapă, adică în cel mai bun caz va fi prins a doua zi. Că la asta așa s-a întâmplat. A fost urmărit de îndată, dar nu s-a avea viteza superioară la mașină. Și noroc că s-a aflat unde stătea, unde locuia și l-au prins și pe asta. Jesus fucking Christ.